Bună ziua, prieten! Am plăcintărit, acum trebuie să trec la treabă. Mi-am cules o găleată de roșii din grădină. Eu cum se coc leculec, că n-are rost să le las până plec, măcar să pot să fac. Și astăzi vreau să fac bulion. O să vă arăt cu mașina cum fac. Eu acum o să le spăl bine, în 2-3 ape. O să le spăl și după aia le tai și când macin o să vă arăt cum fac cu macina. Revin! Na, haideți, prieteni, să vă arăt cum merge mașina mea. Și gata. Deci nu mi-a rămas, uitați câte din astea, dintr-o găleată de roșii. Vedeți și ce stoarse bine îs? Deci n-am ce să spun. Mașina întotdeauna mi-a plăcut, totul era super. Acum o băgăm la spălat. Acum bulionul pun la fiert, îi dau drumul la fiert și să vă arăt eu ce pun în el. Și haide să vă arăt că bulionul l-am pus la fiert. Uitați ce gros e deja acum. Dar pe dacă mai fierbe, îl las să fiarbă până scade jumate, egal cât rămâne, cam de două degete. După o oră ce o fiert, o să bag ardei iuți și ardei verde, dar ăștia îi scot la urmă și așa am legat o legătură de țelină, de frunze de țelină. Și piper, sare, astea după gust, băgăm la urmă, la final. O să vă arăt eu. El acum să înceapă să fiarbă. Ați văzut ce repede merge cu mașina, super. Revin cu el când îi... Când e gata fiert, ca să vă arăt. Uitați, bulionul fierbe. Eu acum iau frumos și scot frunzele de țelină, ardei, tot ce e în plus în afară de bulion, tot le scoatem afară. Le-am băgat astea numai pentru gust. Acum eu știu că dumneavoastră știți să faceți, dar am vrut să vedeți și varianta mea. El imediat e gata. Vedeți că nu mai are spumă. Mai este un ardei, dar îl găsesc eu și când bag, uite, așa.
Vedeți ce gros e? Pastul ieșit. A scăzut de două degete. Uitați ce fain e. Spumă nu mai are. Eu acum o să gust de sare. Sare și piper. O să pun piper, pun, sare foarte puțină mai trebuie, piper puneți așa o linguriță, așa, eu așa îl fac condimentat tot timpul. Eu acum o să las să răcească, nu chiar de tot, și o să-l pun într-un bidon de 5 litri. Mai punem și puțină sare. Mai bine să fie sărat decât să nu fie. Când pun în bidon mai găsesc eu frunze, mai le iau, dar n-are nimic, că frunza de țelină. Înainte puneam, când puneam în sticle bulionul, la fiecare frunză puneam, la fiecare sticlă puneam câte o frunză de țelină, ca să mențină gustul. Deci, vedeți, spumă nu mai are, mai las 5 minute și e gata bulionul nostru. Arată super, super bine, gros. Uitați ce fain e. O fiert repede, că dacă e oala largă, atunci fierbe repede. Mie îmi place, mai bine pun mai puțin, dar să fie să aibă consistență bună, decât să fie apă chioară. O să revin cu el în bidon ca să vă arăt cum arată. Haideți să punem acum bulion. Am pus bidonul în apă rece. Eu l-am lăsat de sos temporar. Asta mi-a ridicat apa. Să apăsați bine pe el. Deci a ieșit super gros. Eu îl pun în bidon din asta pentru că îl dau la sora mea în Germania. Am pus și ea când merge acasă. Atunci aș îl pune în sticle. Și le dă un clocot și îl mai pune în sticle. Deci 4 litri mi-au ieșit. Super, super bun. Eu acum îl împachetez în pătură. El încă e cald. Împachetez în pătură și îl las până a doua zi. Îl las așa. Și acum dacă mai fac, atunci pun în altul. Ăsta las așa. Deci ăsta rămâne așa.
închis bine la gur, la gât, la capac și ăsta rămâne așa, deci nu mai completez. Și sora mea când merge acasă, atunci și-l pune în, îl fierbe, îi dă un clocot și îl pune în sticlele ei. Și uitați, așa arată produsul final în bidon. Este super, super delicios, a ieșit foarte bine. Deci din cantitatea ce am avut-o eu, a ieșit 4 kg de suc. Eu sunt mulțumită. Mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye!